un parc, cum e cel de la Mogoșoara, care arată senzațional, lângă apă, te poți întâlni cu tot felul de oameni. Dar sărituri cu prăjina în parc, nu știu dacă ai mai văzut vreodată, cel puțin nu în România. Dădui, uite așa aproape din greșeală, peste omul care a sărit cel mai mult în România cu prăjina. Deci încă deținătorul recordului național. Maestrul Tibi, bună dimineața! Bună dimineața! Cât ai sărit? Deci care e recordul nostru? 5,50 metri în aer liber și 5,61 metri în sală. În sală, pentru că era aerul condiționat pornit, nu vreau să știu care este diferența. Tibi este antrenor de prăjină, vă dau cuvântul meu de onoare. Este o activitate pe care tehnic nu o înțeleg foarte tare, pentru că mi se pare că ești supra-om dacă reușești în bățul ăla elastic să te împingi atât de mult și să sari atât de sus. De-aia, Tibi, o să ne spunem în primul rând ce se întâmplă aici și ce sportivi avem. Ei bine, este o demonstrație de săritura cu prăjina. Avem lângă noi majoritatea, sunt campioni naționali la diferitele categorii, junior, tineret și seniori. Campioni balcanici, medaliați. Deci avem crema atletismului la săritura cu prăjina. Am adus alteluț, am adus tot ce trebuie pentru un antrenament în aer liber, mai relaxat, desigur, nu dau chiar totul. În mare, spune-mi, pe ce te bazezi? Prăjina e diferită la băieți față de fete. Pe ce te bazezi în sportul ăsta? Pe picioare, pe abdomen, pe cap, pe prăjină, pe mâini? Absolut totul. Absolut tot. Este nevoie de cele mai multe calități posibile la această probă. Viteză, forță, detentă, multă inteligență. Este o probă tehnică pe care trebuie să înțelegi. Dacă nu înțelegi, n-ai ce căuta în această probă. Zim de prăjină, pentru că mi se pare o minune a tehnicii. Bănuiesc că a și evoluat mult în timp. Păi, loc pe Vali, dacă poate să-mi aducă o prăjină să o vadă lumea de mai aproape. Prăjina este fabricată din fibră de sticlă pentru a avea o elasticitate optimă. Lungimea diferă în funcție de gabaritul și de calitățile fizice ale fiecărui sportiv. Băieții, bineînțeles, ar cu prăjini mai tari și mai lungi, fetele cu prăjini mai subțiri și mai scurte. Este aproximativ, cântărește un kilogram. Dacă o ții de la mijloc, nu este foarte grea, dar chiar te rog să încerci să o ții din capă și să o ridici, ca să-ți dai seama cât de greu este să alergi cu ea. Și îi vedeți pe acest sportiv care aleargă cu multă ușurință cu prăjina. Este nevoie de un antrenament complex, forță, viteză, gimnastică, sunt niște adevărați acrobați. Dacă vă uitați bine, după alergare seamănă mai mult cu o probă de circ sau de gimnastică. Nu e un sport periculos, bănuiesc că nu există incidente prea grave. Există, ca în orice sport. Nu, tu trebuie să spui acum că nu există. Nu există, bineînțeles. Nu e un sport extrem, dragul meu Tibi. Fetele arată foarte bine la sportul ăsta, dar la băieți nu pot să nu remarc, am văzut niște picioare ce seamănă cu picioarele Flaviei. Nu pot să spun mai mult. A venit și prăjina noastră. A chemat cineva prăjina, asta vreau să întreb. Uberu este și prăjina noastră, este și operator de mobilă. Spune-mi, te rog, dacă fizicul lui l-ar duce spre sportul ăsta sau e prea înalt? Merge. Se poate. Chiar dacă vrea să încerce? Da. Te rog să-i dai 2-3 detalii tehnice la rece. Deci, mâna dreptaș sau stângaci? Dreptaci. Mâna dreaptă sus. Apucăm prăjina de aici. Mâna stângă la nivelul umerilor, așa. Ne deplasăm acolo, pe saltea? Da, hai să mergem la saltea, te rog. Primul curs din viața lui Puberu la acest sport. Tibi ne ajută. Copiii sunt și ei pregătiți. Băi, felicitări pentru picioare, băieți. Ce pot să zic? Sună ciudat, dar asta e, bă, dacă un sport te face mai frumos, eu zic să-l practici. Tibi continuă explicațiile. Vom vedea prima săritură oficială a unui operator de cameră mobilă în istoria televiziunii din lume. Nu cred că cineva a mai făcut așa ceva. Are doi antrenori, iată ce înseamnă să fii inițiat cum trebuie, să fii lăsat pe mâini bune. Atenție! Zici că e la vânătoare, încearcă să înțepe carasul, sigur. Asta e și perfect! Tibi, ne luăm rămas bun, vreau să inviți
părinții să-și trimită copiii la atletism, dar în felul tău profesionist, și de ce nu să vină la competiții să se uite? Bineînțeles, facem aceste evenimente pentru a atrage copiii către sport, către atletism, către săritura cu prăjina. Avem mare nevoie, mai ales în ultima vreme, când copiii nu mai practică sport și se vede la nivel de performanță, nu mai avem medalii, atât în atletism, dar și în alte sporturi. Așa că vă rog să-i aduceți pe copii pe stadion, pe stadionul Tineretului, iarna în sala de atletism Ilia Manoliu. Vă așteptăm, părinți, aduceți de mână pe copii și facem din ei campioni.